Editurii și gata și, bineînțeles, și gazelor, pentru că altfel nu am făcut să ne aflăm acum aici. Mulțumesc invitațiilor speciali, persoanelor care au vorbit atât de frumos despre mine, chiar m-am întrebat dacă rugă despre mine sau nu. Am pus această întrebare, apoi când am privit spre sală și am văzut atâta lume, am văzut atâtea persoane dragi mie, mama mea, fiul meu și prieteni și alte persoane pe care le cunosc mai mult sau mai puțin, dar mă bucur foarte mult că se află aici. Și atunci, privindu-vă, mi-am dat seama că da, sunt aici, nu sunt printre culorile mele secrete, sunt aici, în realitate, și mă bucur foarte mult că ați participat. Și doresc să mai exprim regretul, deși sunt aceste momente foarte plăcute pentru mine și încărcate de bucurie, dar totuși am un regret. Regretul este că alături de mine nu se află acum aici scriitorul Mihail Grămescu, care a participat la toate celelalte lansări ale cărților mele. Și alături de... da, am participat de multe ori aici, la Centrul Calderon. Aș vrea să mai spun câteva cuvinte acum, referitor la textul pe care l-a citit Doina, pentru că nu ați înțeles foarte bine din acel fragment. Deși acel fragment nu reflectă foarte bine ideea mea privind culorile secrete, am ținut să-l citească. Într-un motiv foarte sentimental, e vorba de cineva foarte drag mie acolo. Și vreau să vă spun doar cum au ajuns să se coloreze. Pentru că acolo nu ați înțeles. Deci, personajul feminin era la niște cursuri în Barcelona și în această sală au pătruns razele soarelui. Atât de puternici au fost încât ea nu mai vedea bine și a pus mâna la ochi. Și are, în momentul când și-a îndepărtat mâinile de la ochi, totul s-a schimbat în sală. Deci nu mai erau persoanele dinainte cu care participase la curs până atunci, erau alte persoane tinere. Practic a fost o trecere în timp, a ajuns undeva în viitor, un viitor în care ea era acolo și vedea altceva, deci vedea viitorul. Deci avea niște studenți, peste câțiva ani, și acolo practic și-a recunoscut fiul. Au trecuseseră de sub mulți ani și a fost greu să identifice acea persoană. Deci de aceasta am ținut foarte mult să vă spun că era vorba de fiul meu acolo. Și are o legătură cu filmul, are legătură cu această carte, pentru că el mi-a dat această idee. Acesta este un secret. Deci este un secret, oamenii nu știu. Deci ideea acestei cărți mi-a dat-o fiul meu. Odată i-am spus că eu vreau să scriu câteva texte care să povestesc diverse impresii de călătorie, pe unde am fost eu prin Europa. Și m-am gândit, da, totuși trebuie să aduc ceva nou, nu vreau să fie niciun jurnal, niciun ghid de călătorie, trebuie să fie ceva. Tot frământându-mă eu ce să fie, ce să scriu eu, el a spus deodată, dar de ce orașele nu s-ar colora? Și atunci am stat și m-am gândit, cum să se coloreze aceste orașe? Și așa s-a creat această carte. De aceea am ținut ca Doina Ghițescu să citească acel fragment în care fiul meu este prezent. Vă mulțumesc foarte mult!